Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, avem multe beneficii. În mod direct, ultimul beneficiu este cel material, dar indirect și acesta este un beneficiu. Este un beneficiu sufletesc prin faptul că ne descătușăm de anumite temeri, de anumite îngrijorări inutile. Cele mai multe dintre lucrurile pentru care ne îngrijorăm nu se vor întâmpla niciodată. Sunt doar reacția noastră de frică, de necredință, la ceea ce presupunem că se poate întâmpla. Este manifestarea instinctului de conservare, adică încercăm să ne conservăm viața păzindu-ne de orice pericol pe care îl anticipăm, la care ne gândim că e posibil să se întâmple în jurul nostru în viitor. De asemenea, avem un beneficiu spiritual prin faptul că ne împrospătăm dedicarea pentru Domnul, o dedicare care se consumă ca o lumânare în inima noastră nestatornică, inconsecventă. Te culci seara și ești plin de bucurie și de râvnă pentru Domnul și te trezești dimineața și îți găsești gândul la alte lucruri. Venind în casa lui Dumnezeu mereu și mereu, îți ții inima cu minte și inima aceasta care este mai greu de îmblânzit decât orice animal sălbatic, trebuie tot timpul pusă într-o dimensiune de disciplină foarte serioasă. Omul care nu face așa, ori pleacă din adunare, ori deprinde arta ipocriziei ca să-și ascundă beteșugurile spirituale, adică lucrurile rele din viața lui. În această seară, după lecția rugăciunii, am ajuns la o altă abstinență a vieții spirituale, la o altă disciplină, pentru că aceasta, de fapt, e o disciplină a vieții spirituale. În orice domeniu unde există performanță, există multă disciplină. Sportul este una dintre cele mai disciplinate dimensiuni ale vieții. Acolo trebuie să mănânci ceva anume și să nu mănânci altceva anume, pentru că nu te ajută. Trebuie să dormi și sunt încurajate o grămadă de lucruri care ajută performanța sportivă, performanța fizică, pentru că te întreci cu alții care vor să te întreacă pe tine. E, la fel, viața spirituală e o întrecere, dar nu mai este cu alții, ci cu tine. Ci nu mai este în plan fizic, ci este în plan spiritual și moral. Ori postul îmblânzește inima aceasta care spuneam că are dreptul să-și ceară drepturile în dimensiunea ei firească. Pentru că în seara aceasta suntem la cea de-a treia lecție biblică despre post și ciclul acesta de lecții de post este al doilea după cel de anul trecut. Este adevărat că e puțin mai amplu. Vă aduc doar aminte că în urma unui cuvânt de introducere pe care l-am făcut în prima lecție, am vorbit despre ce nu este postul, deoarece uneori postul, pentru oamenii care nu au cunoștința voiei lui Dumnezeu, postul este confundat cu abținerea de la mâncare pentru alte motive. De asemenea, am vorbit despre ce este postul, ce este postul biblic, ce este postul pentru oamenii lui Dumnezeu care se înfrânează și înfrânează trupul de la unele nevoi normale pentru o perioadă limitată de timp, în perspectiva unor performanțe spirituale. Pentru că uneori trupul căruia îi se oferă din belșug prea mult devine o problemă pentru performanța spiritului. De fapt, trupul este mereu în conflict cu spiritul. Trupul este ca un copil care se ceartă tot timpul cu altcineva, adică cu Duhul, cu spiritul. Ei tot timpul sunt împotrivă. Unul vrea plăcerea, unul vrea sfințenia. Și nu poți face două lucruri
diferite în același timp. De asemenea, am vorbit despre scopul postului și când am ajuns la scopul postului, am enumerat versete din Biblie unde oamenii lui Dumnezeu au postit. Situații de calamitate, dacă vă mai aduceți aminte, necazurile vieții, suferințe personale, pericole mari, consacrarea liderilor, textul pe care l-am citit în această seară, misiune, oamenii când se duc în misiune, dacă nu îi însoțește puterea lui Dumnezeu, efortul nu se merită pentru că eficiența este minimă, nu și atinge scopul, trebuie să fie acolo puterea lui Dumnezeu, că noi nu avem de luptat cu oamenii, avem de luptat cu duhurile diavolului, pe care nu le putem birui decât prin puterea lui Dumnezeu, dacă este în noi. De aceea misiunea reclamă postul bisericii. Misiunea nu e acțiunea unui om sau a unui grup. E falsă această interpretare. E o interpretare firească și necreștină. Misiunea, Domnul n-a spus unui grup de oameni faceți misiune. A spus bisericii faceți misiune. N-a spus pastorilor faceți misiune. A spus bisericii faceți misiune. E adevărat că nu se duce toată biserica, dar biserica trebuie să se simtă responsabilă de misiunea aceasta și trebuie să stea în spate, așa cum corul stă în spatele unui dirijor. Am vorbit despre întristare sau aducerea aminte ca motiv de post, despre judecățile iminente a lui Dumnezeu, despre un proiect mare și ne-am oprit la citirea scripturilor, dacă vă mai aduceți aminte. Spuneam atunci, de aceea, du-te tu însuși și citește din carte ce ai scris în ea după spusele mele, și anume cuvintele Domnului, citește-le în auzul poporului, în casa Domnului, în ziua postului. Dumnezeu știe că în ziua postului inima e mai bună, pentru că nu este înfășurată în mâncare, în băutură, în îndestulare, ci este pusă deoparte într-o stare de abstinență, și în starea aceea de abstinență e mai înclinată înspre lucrurile spirituale. Și Dumnezeu spune, citește Biblia în ziua postului, că o vei înțelege altfel, vei avea altă predispoziție, altfel îți va sta mintea la ce citești. Că important nu e să treci peste un capitol din Biblie, ci important e să citești un capitol din Biblie. În sfârșit, aici ne-am oprit data trecută, Ieremia 36:6, am făcut o scurtă introducere pentru că am făcut o pauză ceva joi și a fost nevoie de o revenire la realitate. Motivul numărul 11 pentru a posti este pornirea la luptă. Sigur, această expresie este luată din Vechiul Testament și ea trebuie să primească o nouă semnificație în Noul Testament. Pentru că oamenii care se luptă în Noul Testament nu trebuie să mai postească nimeni pentru ei, sau poate că trebuie să postească să nu se lupte. Toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel, au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara și au adus ardere de tot și jertfe de mulțumire înaintea Domnului. E textul din Judecător, capitolul 20, versetul 26. Aceasta a fost o misiune a poporului la porunca lui Dumnezeu și astăzi poporul lui Dumnezeu nu mai este invitat la luptă de genul acesta, ci e invitat la o luptă spirituală, dar în poporul Domnului și în viața spirituală există multă luptă. Pentru ca lupta aceasta să fie încununată de succes, este nevoie de post. Postul nu e un moft, nici nu este ceva opțional pe care dacă vrei îl faci, dacă nu, nu. Nu poți să spui, dacă vreau mă rog, dacă nu, nu, dacă vreau postez, dacă nu, nu, dacă vreau citesc Biblia, dacă nu, nu, dacă vreau merg la adunare, dacă nu, nu. E adevărat că dacă vrei face aceste lucruri, dacă nu vrei, nu le faci. Dar la fel de adevărat este că dacă nu vrei să faci aceste lucruri, nu poți nici în rai să mergi. De asemenea, pentru obținerea biruinței în lupta spirituală, fiind în contextul luptei, e nevoie de post, aduceți-vă aminte de afirmația Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetul 21. Acest soi de draci nu ies decât cu post și cu rugăciune. Noi vrem să se întâmple între noi minunile lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă așteptați că atunci când se roagă pastorii bisericii pentru anumite cauze grele din biserică sau nu neapărat din biserică, vă așteptați să auziți semne și minuni, dar vă întreb, în ce măsură sprijiniți lucrarea acestor oameni cu post și cu rugăciune? Credeți că noi suntem niște elite spirituale, niște VIP-uri spirituali care mergem și facem niște scamatorii și se vindecă oamenii? Așa vă imaginați? Credeți că cu o atitudine critică, privindu-ne pe noi, noi vom face lucruri mari și spirituale? Frați și surori, trebuie să înțelegeți că suntem una.
Chiar dacă unii sunt la ambon și alții în bancă, noi suntem una și una trebuie să fim în rugăciune și în post și puterea lui Dumnezeu se va manifesta prin slujitorii lui Dumnezeu în momentul în care ei vor fi susținuți de post și de rugăciune de membrii bisericii. Dacă lucrul acesta nu se va întâmpla, vor întârzia și lucrurile supranaturale pe care le dorim. Pe Dumnezeu nu-L amăgim noi cu unitatea noastră fizică prin faptul că stăm unii lângă alții pe bancă. Capacitatea de veghiere, de asemenea, este un alt motiv pentru post. Fiecare dintre noi avem o anumită rezistență la efort. Trebuie să acceptăm că dacă luăm o persoană din adunare, peste 50 de ani, și luăm un tânăr din fanfară, sub 20 de ani, și îi punem să alerge până la Octen, să zicem, următoarea stradă, care se intersectează cu strada pe care e biserica noastră, eu sunt sigur că persoana sub 20 de ani va ajunge cu mult înaintea celei de 60 de ani. De ce? Rezistența la efort face diferența în performanță. Ei, după cum în alergare există o anumită capacitate, după cum în intelect există o anumită capacitate, tot la fel și în duhul, în viața spirituală există o anumită capacitate. După cum există rezistență la efort, există și rezistență la ispită. Și după cum unii nu au rezistență la efort, de-abia dacă se duc să-și ia o sticlă cu apă, obosesc, datorită vârstei sau bolii. Tot la fel, datorită vârstei spirituale sau bolii spirituale, unii nu rezistă la efort spiritual. Și Biblia recomandă capacitatea de veghere în vederea înfrânării trupului. Pentru că asta este marea problemă. Prin trup se manifestă poftele. Și diavolul le amplifică prin ispită. Ispita nu ne atrage Duhul, ne atrage trupul, iar Duhul este învins de trup care țipă la el, care îi pune mâna la gură, care îl sufocă prin nevoile lui de plăcere. Și uitați ce recomandă Scriptura. Luați seama să nu vi se îngreuieze inima cu un buibare și cu mâncare de băutură. Nu spune Scriptura să nu vi se îngreuieze inima cu venirea la adunare. Sunt oameni care spun, dar de ce te duci la adunare așa mult, mă? E frică că îi se îngreuiază inima cu mersul la adunare. Nu se îngreuiază inima nici cu mersul la adunare, nici cu rugăciune multă, nici cu post mult. Inima se îngreuiază cu păcat și cu abținerea de la lucrurile spirituale, nu cu abținerea de la lucrurile vieții pământești. Capacitatea de rezistență la ispită crește în momentul în care înfrânăm trupul și dăm acces, dăm verde Duhului. Că Duhul are puterea asupra ispitei, nu trupului. Carnea e neputincioasă, inima omului e nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Dacă o mai și îmbuibăm și prinde putere, prostiile le face cu mai multă autoritate. De asemenea, postul ajută la dedicarea noastră în slujbă. Știu că uneori sunteți nemulțumiți de predici slabe, de cântări slabe, de conducere slabă, de uitarea anumitor lucruri din slujbă, de lipsa puterii spirituale în rugăciune, în manifestarea puterii sfinte. Știu asta. Și eu am unele nemulțumiri legate de lucrul ăsta, pentru că nu suntem desăvârșiți nici ca biserică, nici ca păstori, nici ca și comitet, ca nimic nu suntem desăvârșiți. Suntem în drumul înspre desăvârșire. Ori, cum vom ajunge noi să creștem mai mult decât am fost până acum, dacă nu vom posti mai mult decât am postit până acum? Știți că dacă muncim cât am muncit până acum, profitul va fi egal cu cel de până acum. Dacă vreți un profit mai mare, trebuie o muncă mai multă. Nimeni nu ne dă bani mai mulți dacă muncim la fel. Nu vom fi mai tari în Duhul dacă postim cât am postit până acum. Și vom fi la fel. Ori la fel înseamnă mai puțin. Acolo au postit 40 de zile și 40 de nopți și apoi a flămânzit. Este momentul promovării în slujba al Domnului Iisus Hristos, Matei 4:2. Sau un alt scop este căutarea lui Dumnezeu și apropierea de El. În generația părinților și a bunicilor noștri exista o expresie, sunt într-o perioadă în care vreau să mă apropii de Domnul. Expresia aceasta nu mai există astăzi. Ați mai auzit-o? Ați mai întâlnit ce este în spatele ei? Adică un om să-și pună în minte să se apropie de Domnul într-o perioadă de timp, o lună, două, trei, și în luna aceasta să accentueze lucrurile spirituale și să descurajeze lucrurile
nespirituale, ba chiar pentru o perioadă de timp și pe cele omenești. De pildă mâncarea, băutura, că acestea sunt necesare, nu sunt rele, sunt amorale, spuneam. Nu sunt morale, nu sunt imorale, sunt amorale. Astăzi lipsesc din ce în ce mai mult oamenii care se apropie de Dumnezeu într-o perioadă de timp, urmărind sfințirea, accelerând sfințirea, căutând sfințirea prin excelență, ca pe un lucru special într-o perioadă de timp. Aduceți-vă aminte ce recomandă Pavel în contextul relațiilor intime din cadrul familiei. Spune el, bărbatul trebuie să se împreuneze cu soția datorită diavolului care îi ispitește pe fondul abstinenței. Dar, pentru o perioadă de sfințire, de post, de rugăciune, trebuie să faceți pauză de la aceste nevoi intime, după cum și de la nevoile de hrană. Dar, după aceea, să reveniți la mâncare și la băutură, că muriți, dar să reveniți și la relația normală, intimă, din cadrul familiei. Observați o perioadă de sfințire. Mai sunt astăzi astfel de zvâgniri? Toată lumea e cu ochii pe mâncare, cu ochii pe distracții, cu ochii pe confort. Timp în care așteptăm semne și minuni, cine să le facă? Pavel a murit. Un alt motiv este expresia pocăinței și smerirea inimii. Aduceți-vă aminte de Psalmul 35, versetul 13. Înzmeream sufletul cu post. Înzmeream sufletul cu post. Ați observat oameni aroganți? Ați întâlnit oameni aroganți? Nu vorbesc în afara bisericii, că în afara bisericii toți sunt la fel. Vorbesc în interiorul bisericii. Oameni aroganți. Unii sunt aroganți de fire și alții sunt aroganți de sfinți. Ați întâlnit astfel de atitudini arogante, atitudini din astea de sus, pe fond de intelectualism, pe fond de religie, pe fond de sfințenie, n-are importanță care e motivația, dar te privesc așa cu superioritate. Ei, uitați ce recomandă Scriptura, smerirea inimii cu post. Și aici nu există om care să nu aibă nevoie. Cine nu are nevoie, cine nu crede că are nevoie, are cea mai mare nevoie. Sau oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci. De la cei mai mari până la cei mai mici, ba nici la animale nu le-a mai dat să mănânce, ca un semn al disperării lor să înduplece clemența divină, să-l cheme pe Domnul în mijlocul lor să ierte. Iona 3:5. Vedeți, smerirea inimii este o disciplină spirituală. Inima asta, să știți că este ca un animal sălbatic. Și exact cum se îmblânzește un animal sălbatic, așa trebuie îmblânzită inima. Care este metoda numărul unu în îmblânzirea unui animal sălbatic? Consecvența. Dacă odată nu faci cum l-ai obișnuit, în mintea lui nu mai știe ce să creadă, că e animal, n-are minte. Așa e inima. Odată dacă o lași să iasă la loc larg, două luni de zile trebuie să o bagi la loc în cușcă. Asta trebuie ținută cu o țâră, cu o fiimitură de pâine și cu o picătură de apă. Că dacă mănâncă mult, rupe lanțul. Nu mă refer la mâncarea fizică neapărat, nu vă îndemn să nu mâncați. Bucurați-vă de ce ne oferă Dumnezeu și de binecuvântările Lui. Mă gândesc că mă înțelegeți. Pentru succesul unei misiuni, spuneam mai devreme și trec pe la gândul acesta, deoarece Biblia abundă în misiune mai mult decât în viața sedentară din biserică. Uitați ce spune cuvântul Domnului în câteva texte biblice. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeu și El ne-a ascultat. Pentru ce? Ezra 8:13. Omul acesta a avut o lucrare mare de restaurare în Israel. Sau, pe când slujeau Domnului și posteam textul pe care l-am citit la început din Fapte 13. Apostolul Pavel a fost un exemplu de post și de rugăciune. Nici nu ar fi putut să facă lucrarea de misiune pe care a făcut-o dacă nu postea și nu se ruga. Omul acesta n-a stat undeva liniștit și din când în când mai mergea pe la amvon și mai spunea trei versete biblice. Omul acesta s-a expus cu totul, s-a dedicat Domnului. El n-a mai făcut altceva, numai asta a făcut. El nu făcea asta din când în când, ci ăsta era stilul de viață. Uitați ce spune Biblia despre el. Peste trei zile, imediat după ce s-a convertit, spune Scriptura, trei zile n-a văzut, n-a mâncat, n-a băut nimic, Fapte 9:9, imediat după ce s-a convertit la credința creștină. El spune în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 5, în vegheri și în posturi, povestește el despre trecutul lui, despre experiențele pe care le-a avut în timpul vegherilor și în timpul postului. Știți ce e aia veghere?
Veghere înseamnă misiunea unei santinele pentru o perioadă limitată de timp, că n-ai capacitatea fizică să veghezi mult. De aceea se pune pentru 2 ore, pentru 4 ore sau pentru 6 ore. Depinde de intensitatea vegherii. Dar nu există veghere de 24 de ore. Că nu poate omul să reziste să se uite așa 24 de ore. Vegherea e scurtă. Pavel spune, am avut momente de veghere adâncă, când așa am stat. De asemenea, în posturi, n-a fost o atitudine de lasă-mă să te las. Viața cu Dumnezeu este mai... presupune mai multă atenție decât serviciul unei santinele al unui soldat în pază. Ei, Pavel vorbește despre această parte a vieții lui spirituale. Noi ne uităm la elocința lui, ne uităm la succesul lui în scrierea cărților Noului Testament, dar nu ne uităm la viața lui spirituală, ne uităm doar la slujirea lui. Noi tot timpul apreciem slujirea unui om, dar viața unui om care stă în spatele slujirii, să știți că este o investiție uriașă. Într-o predică de 40 de minute trebuie investi cel puțin 5-6 ore de muncă, de rugăciune, de cercetare, de investigație. Altfel, iertați-mă, se vede și de pe ultima bancă. La fel este cu repetiția de la fanfară, de la cor și de la orice altă închinare din biserică. Lucrurile nu trebuie făcute în virtutea călăuzirii care înlocuiește munca noastră. Călăuzirea lui Dumnezeu nu înlocuiește munca noastră. Călăuzirea lui Dumnezeu dă ungere muncii noastre. Pavel de asemenea spune în capitolul 11 din aceeași carte, respectiv 2 Corinteni, versetul 27, în vegheri, în foame, în sete, în posturi. Observați, vă rog, cât de mult vorbește Pavel despre abstinența de la mâncare și de la apă. Veți spune, păi Pavel a trăit cu 2000 de ani în urmă când nu era confort. Nu este așa că confortul e un idol astăzi. Părerea mea este că ar trebui să fim cinstiți și cu toții să acceptăm că este adevărat, confortul e un idol. Că el înghite pe unii mai ușor și pe alții mai greu. Asta este o particularitate a fiecăruia. O particularitate de rezistență la tendința de efort, de confort. Dar confortul poate deveni un idol. Confortul nu e rău în sine, confortul e o binecuvântare. E o binecuvântare maximă. Dar această binecuvântare, ca oricare alta, poate deveni blestem prin exagerarea ei în întrebuințare, punând-o și în locul altor lucruri, de pildă în locul inconfortului. Să vii la adunare cu tendința să te simți confortabil, ascultă-mă, cine-i Dumnezeu aici, tu sau Domnul? Vii la adunare să te simți confortabil? Eu credeam că vii la adunare să te pocăiești. Eu credeam că vii la adunare să-ți smerești inima, nu să cauți confort. Păi acasă confort, aici confort, unde te mai smerești? Mă, omule, ciudate căutări ai. Vestimentația noastră, preocupările noastre, felul în care stăm pe scaun în adunare. Și asta demonstrează câtă sensibilitate spirituală avem noi în prezența Domnului. Aveți o persoană pe care o respectați foarte mult în viață? Un părinte, un profesor, un mentor? Cum stați fizic în poziția lui? În America asta lipsește în mare măsură. Asta este una dintre marile probleme ale Americii. Lipsa de respect. Am desfințat pe dumneavoastră și l-am lăsat pătut de la cap la cap. Și tu ăsta a adus mult blestem în națiunea asta. Atunci când stăm înaintea Domnului, ar trebui să avem o reverență în vestimentație, ar trebui să avem o reverență în preocupare, să vii înaintea Domnului să-i spui, Doamne, vină și binecuvintează-mă și la urmă să vorbești o jumătate de oră cu cel de lângă tine. Dumnezeu zice, dar am auzit că m-ai chemat. Ce ai făcut? Ai glumit sau ai vorbit serios? Toate lucrurile acestea par complicate datorită mediocrității vieții spirituale. Frați dragi, pocăința, să știți că poate fi atât de minimalizată până când nu mai e pocăință. Și aia nu-i treabă și nu aduce nimănui bine. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să-l caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Vedeți? Paza de primejdii. Fiecare dintre noi ajungem înspăimântați în anumite momente ale vieții, că suntem oameni din țărână. Încercăm să controlăm viața și asta ne dă liniște, dar noi nu putem controla viața. Sunt momente când viața ne controlează pe noi și atunci ne înspăimântăm. Uitați ce spune Biblia. Când Iosafat a fost într-o astfel de împrejurare, a vestit un post. Noi trebuie să avem momente de post la nivel de biserică, la nivel de familie, la nivel de individual, pentru că în viața noastră uneori suntem înspăimântați.
Suntem înspăimântați datorită factorilor exteriori de presiune asupra noastră. Economic, profesional, familial, intelectual, sănătate, relații, orientarea bisericii, spiritualitate, o grămadă de factori pun presiune pe noi. Mai ales dacă ești tată, mamă, soț, soție, dacă mai ai și o slujbă în biserică, ești cu inima cât un purice pentru că sunt foarte multe nevoi și ești doar un om din țărână, o picătură, o frământătură de țărână. Toată lumea vrea performanță, să nu greșești niciodată, tot să mergi pe sârmă o viață întreagă. Ioel, capitolul 2, versetul 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu plânset și cu bocet. Observați un mod de a te întoarce la Domnul cu plâns și cu bocet. Ce înseamnă bocet? Mai vă aduceți aminte de bocitorile din România sau de bocitorile orientale? În Orient există obiceiul să se angajeze femei care plâng pentru mort. Că familia nu are niciun sentiment, nu are motive să plângă. Și atunci cheamă niște femei să plângă pe bani, face când fac gălăgie. Adică e o meserie să plângi, să bocești. Adică, aoleu, 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 ceva de genul ăsta. Ei, Biblia spune, întoarceți-vă la mine cu aoleu, cu bocet, să vă doară înăuntru, să vă pară rău. Terminați cu confortul și cu maimuțeala. Unde e pocăința asta? Nu mai e nevoie de ea. Vestimentația e din ce în ce mai așa cum e. Lănțișoarele și cerceii bat la ușa bisericii și spunem, da, ce-i rău, că și americanii poartă. Dar nu-i vedeți unde au ajuns. Nu vreau să subapreciez performanța nici spirituală și nici într-un alt domeniu a acestei națiuni. Eu nu vorbesc împotriva lor. Pentru că ei au lucruri pe care le fac la o asemenea performanță încât noi. Mă gândesc că trecem la Domnul și n-ajungem. Dar asta nu înseamnă că le fac pe toate bine. Dacă iau doar exemplu divorțurilor, este suficient. Și asta este o bilă neagră care se rostogolește în spatele lor și ajunge din urmă. Estera, capitolul 4, versetul 16. Aduceți-vă aminte de inițiativa unei femei. O femeie când nu știi cum să scapi de dușman, postește. Când nu mai ai soluții la problemele vieții, postește. Când nu știi cum să scapi, postește. Când ești prea mic pentru ce este nevoie să fii și să faci, postește. V-am mai spus odată despre faptul că în istoria Statelor Unite au existat situații de post național. Și astăzi există, dar e diferit. Când au rezolvat probleme grave, complicate, folosind postul ca pe o soluție divină. George Washington în secolul XVIII, datorită embargoului pus de Marea Britanie asupra orașului, asupra portului Boston, ei au declarat o zi de post național. Sau alții și alții și alții care, John Adams sau Lincoln sau mulți alții care au declarat zile sau perioade de post național datorită unor situații de criză, când Franța a amenințat Marea Britanie sau când Marea Britanie a amenințat America sau alte și alte situații de criză, de război, de economie, atunci oamenii au fost atât de striviți de măreția acestor probleme încât n-au mai știut cum să rezolve lucrurile decât postind și rugându-se. Și Dumnezeu a apreciat smerirea inimilor. Pentru că ce îl deranjează pe Dumnezeu la oameni, la om, este înălțarea inimii lui, mândria lui, prostia care îl înalță și îl face să se simtă umanist. Mai sunt multe alte scopuri, mai enumer câteva și o să schimb subiectul. În timpul necazurilor vieții, de orice natură, spune Biblia în 2 Samuel 1 cu 12, au jelit, au plâns, au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului, fiindcă fusese tăiați cu sabia. Observați? Ce a fost Saul pentru poporul Israel în ultima perioadă a vieții? Soluție sau problemă? Trebuie să acceptăm că a fost problemă. A murit. Observați că nici David și nici poporul nu s-a bucurat, n-au chiuit de bucurie și au plâns pentru ei. Vă întreb eu, ce atitudine are adunarea când
mai cade cât un viteaz. Unul cade într-un fel, unul cade în altfel. Unul cade în familie, unul cade în slujbă, unul cade în alt fel. Ați auzit oameni care se bucură? Uitați-vă un pic la mine, să le fie rușine. Mă bucur eu vreodată de fratele meu că a alunecat, că și-a pierdut business-ul, că a divorțat, că i s-a îmbolnăvit un copil, că a făcut accident? Păi înseamnă că mi-am pierdut judecata, nu mai mi-a rămas decât ambalajul, conținutul s-a dus. Cum să mă bucur eu de fratele meu, de soția mea, de omul drag mie? Cum să mă bucur eu de poporul Domnului că e în necaz? Cât duh rău să fie într-un om ca să se bucure de răul, de falimentul, de nenorocirea, de criza unuia din adunarea Domnului. Păi Saul a fost o problemă în Israel și când a murit, așa problemă cum a fost, l-a plâns David și poporul și au postit și s-au amărât și și-au pus cenușă pe cap. Ăia care zicem noi că dormeau în corturi și erau primitivi. Nu știu dacă emanciparea secolului 21 a adus binecuvântare sau blestem. De fapt știu, dar nu zic nimic. Înaintea unor mari lucrări spirituale, din nou e nevoie de post. Încă un scop este atunci când în față ne stau lucrări mari spirituale. Vedeți, am avut și noi câteva luni, iunie a fost o lună sufocantă. Am avut botezul în apă, am avut ordinări, am avut o lună plină de evenimente. Așa mari și fiecare dintre noi am venit la biserică și am așteptat niște lucrări extraordinare. Un aranjament grozav, o atmosferă, un decor, o predică, o rugăciune grozavă. Dar lucrările acestea mari, frații mei, dincolo de faptul că le organizează pastorii, trebuie susținute cu post și cu rugăciune. Înaintea unor lucrări mari trebuie post. Trebuie post. Nu se poate fără. Faptul că eu stau acasă și încerc să fac o predică ca să aduc învățătură în popor, nu rezolvă problema pe deplin. De asemenea, postul conduce la adevărata pocăință. Iertați-mă, dar să știți că nu există pocăință adevărată fără post. Nu există. Poate exista o formă de religie, poate exista chiar pocăință, tentativă, încercare, dar inima omului este foarte, foarte, foarte rea. Foarte rea și șmecheră. Și dacă omul nu postește, nu o încolțește, nu o pune la colț, la respect, atunci când e lumea mai dragă are probleme? Postul este absolut indispensabil. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Observați cum se va dezlega lanțurile răutății fără post. Deznoadă legăturile robiei. Aici se referă că ții rob pe cineva într-un anumit fel, îl ai la mână cu ceva sau, mă rog, într-un fel profiți de autoritatea, de puterea care o ai și îl ții rob. Îl ții dependent de tine, îl ții la mâna ta. Dă drumul celor asupriți, rupe orice fel de jug, împarte spâinea cu cel flămând. Când asta? În ziua postului. Generațiile mai în vârstă aveau obiceiul acesta care se desprinde din textul din Isaia și nu numai. Cu banii economisiți din necumpărarea alimentelor în ziua de post, făceau bine cuiva, îi dăteau altcuiva. Împarte pâinea cu cel flămând. Iată postul plăcut mie. Și știți textul din Isaia, nu-l mai citesc. Sensibilitatea inimii e ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Frați dragi, cea mai mare problemă astăzi este sensibilitatea inimii, nu neapărat în viața spirituală, în orice problemă, în orice dimensiune a vieții. Uitați-vă doar între soț și soție și gândiți-vă dumneavoastră, judecați critic ce spun eu. Nu-i cea mai mare nevoie astăzi sensibilitatea unuia față de celălalt? Ce înseamnă sensibilitate? O atitudine de milă, de bunătate, de duioșie, de îngăduință, de toleranță, de bunătate față de partener. Suntem grăbiți, suntem nervoși, ne-am obișnuit unul cu altul, suntem de 25, de 30, de 40 de ani, unii mai mult, alții mai puțin, ne-am obișnuit și totul se rezumă la niște automatisme. Da, nu, și așa mai departe. Asta e sensibilitate? Asta e relație? Ne-am împietrit.
E nevoie, începând din familie, în biserică, peste tot, de mai multă bunătate, de mai multă clemență, de mai multă milă, de mai multă îngăduință. Sensibilitatea aceasta este o stare a inimii. Nu mă refer la o atitudine forțată, ci la ceva natural. Pentru câteva clipe doar vreau să introduc un nou punct din lecția aceasta, postul ca o disciplină spirituală. Am vorbit despre mai multe scopuri pe care le are postul și cercetând studiul acesta din Scriptură, mi-am dat seama că în Biblie sunt mai multe versete despre post decât am crezut eu că sunt. Sunt foarte multe versete despre post în Biblie. Foarte multe. Noi credem că sunt doar câteva, 3, 4, 5, 10, 20. Sunt multe, foarte multe. Biblia vorbește abundent despre post, pentru că postul este indispensabil, este o disciplină fundamentală a vieții spirituale, fără de care viața spirituală este cel mult mediocră. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viața.